fain și simplu. Prezentat de Jack Bank. Ghirișa dimensi mele, prejur cu nemurele. Ghirișa dimensi mele, prejur cu nemurele. Hai la 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 la. Apariția surorilor Osoianu nu este pur și simplu o întâmplare genetică, ele sunt darul neamului nostru de la Dumnezeu. Drumul ăsta până aici a fost foarte greu. Noi eram Uniunea Sovietică, aici era România. Ne-am născut într-o familie de oameni simpli, într-un sat pitoresc, unde se vede toată România. Ne uităm pe fereastră și vedem Prutul. Vedem casele din România. E limba moldovenească sau e limba românească? E limba română. Acum noi din totdeauna am vorbit română, în limba română. Am cântat câți ani? Peste 20 de ani, cred că am cântat fără remunerare. Adică noi n-am făcut-o asta pentru bani. Acum, în ultimul timp, nu vede, aude mai greu, dar ne simte... Când ne apropiem de dânsul, el știe, asta e Iulia, asta e Maricica. Mai mult de 20 de ani, acum stă la pat. Și... Dar știu că i-ați făcut o promisiune mamei dumneavoastră. I-a zis că nu-mi pare rău că plec eu, dar îmi pare rău ce vă las. S-a deschis cerul și mi s-a dat de... Nu că ne-a venit banii peste noi, dar am avut de lucru ca să facem banul acela și acum mulțumim Domnului că avem ca să putem să-l întreținem. Și am reușit să cumpărăm casă. Noi spunem că totdeauna mama ne ajută de sus. Dor de mamă, dor de tate. Dor de mamă, dor de tate. Dor de frați, dor de surori. Dor de grădina cu flori. Știți că tăcerile astea ale mele de la finalul cântărilor dumneavoastră sunt de fapt niște aplauze ale sufletului. Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu. Urmează o ediție specială de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, a podcastului Fain și Simplu. Cred că am auzit de foarte multe ori, de când ne-am născut, expresii precum România Mare sau Basarabia e România. Suntem în 2022, în zi de mare unire și cred că mai mult de atât, exercițiul pe care îl fac astăzi la Fain și Simplu e poate mai prețios decât o unire care... E greu de închipuit în momentul ăsta între România și Republica Moldova. Cred că și am simțit lucrul ăsta anul ăsta vizitând Chișinău, cred mai degrabă într-un spațiu comun între Republica Moldova și România. Cred mai degrabă în gesturi și acțiuni de a învăța unii de la ceilalți, de a ne îmbrățișa pur și simplu, de a sta și a ne asculta și de a vorbi, până la urmă, aceeași limbă. Cred că asta ne poate aduce mai aproape, fără ca noi, cei din România, să-i privim de sus pe frații noștri moldoveni sau frații noștri moldoveni să ne privească de departe, de peste Prut. Doamnelor și domnilor, bucuria mea cea mare astăzi este că în micul studio de podcast am adus o mare familie. O familie care în ultimii ani a făcut... pentru idealul ăsta de a crea spațiu comun România, Republica Moldova, poate mai mult decât guverne, politică și așa mai departe, cu care noi oricum nu avem treabă. Le-am la masa podcastului pe surorile Osoianu și vă mulțumesc tare mult că ați bătut atâta drum pentru a ne uni astăzi cu țara. Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc tare mult! Eu o să zic și sper să nu greșesc în ordinea vârstei, doamna Ileana, Iulia, Iulia, Valentina, Romelia. Eu sunt Romelia. Romelia și... Maria, cea mai mică. Pot să vă zic Maricica? Da, noi așa zicem. Maricica îi spuneți, nu? Da, sigur. E numele mamei mele și de-aia mi-e tare drag.
Mulțumesc. Cred că anul ăsta surorile Osoian au cântat mai mult în România decât în Republica Moldova, dar ele vin dintr-o familie în care s-au născut practic cântând. Ne-am născut în satul Horești, raionul Fălești, și într-o familie de oameni simpli, într-un sat pitoresc, unde se vede toată România, dacă ne uităm chiar și din casă, când suntem, ne uităm pe fereastră și vedem Prutul, vedem casele din România. Am văzut un reportaj cu dumneavoastră în casa părintească, situată imediat după malul Prutului. Da, pe un ochi de deal. În Republica Moldova și cum pe canapeluța din căsuța cea mică, dacă tragi perdeluța, vezi România peste Prut. E minunat. Da, așa este. Satul nostru e pe un muchie de deal și, într-adevăr, nu mi-a venit a crede niciodată că, adică dacă mă uitam din casă, văd satele din România. Dar sora mea, într-o zi, mi-a făcut așa un experiment. Zice că, hai să-ți arăt România. Și mi-a deschis fereastra, într-adevăr. Și se vedeau satele. Am zis că e... Deja am piele de găină și sunt primele minute de conversație. Și ați crescut știind că peste râu, peste Prut, e țara România. Într-adevăr, am crescut cu muzica de peste Prut. Pentru că noi din pragul casei părintești se auzeau când se cântau nunțile în România. Se auzeau clopotele bisericii din România, da. Și noi priveam toate posturile, prindeam din România. Ce să mai... Doar că pe buletinul, pe certificatele de naștere, scria cu totul și cu totul altceva, scria în litere chirilice. Așa e. Noi am învățat la școală în chirilică, am scris în chirilică. Dar ați învățat limba? Românește. Da, vorbeam limba moldovenească, se numea așa. Se numea limba moldovenească. Păi, noi știam că este română, fiindcă era un paze România. Noi din totdeauna am vorbit română, în limba română, fiindcă chiar și când veneau la noi oaspeți din satele vecinate, satele vecine cu noi, tata ne zicea că vin oaspeți din România. Chiar dacă nu erau de peste Prut, dar noi am cu gândul ăsta și cu ideea că noi suntem în România. Cu idealul. Eram mici, poate nu înțelegeam multe lucruri, dar noi știam că noi suntem în România. Și realmente, când era liniște în sat, s-auzeau cântecele de la nunțile din România, da, din satele românești? Pentru că acolo este satul Hârmizău, Vladumira, de chiar lângă satul nostru, Horești. Mai ales la sărbătorile pascale, atunci când se petrecea slujba de înviere, da. Noi auzeam, pentru că la noi în sat nu era pe vremea aceea biserică, era închisă, dar auzeam clopotele de aici, muzica de acolo, de peste Prut. Deci dacă sătenii făceau liniște, s-auzeau slujbele din România. Foarte, mai ales că casa noastră chiar e pe muchie și e prima. Noi, în spatele nostru, sunt foarte multe case, adică foarte multe străzi. Cum se spune în turism, aveați best view. Da. Și în vale este pădurea și vă dați seama ce acustică era. Da. Și Prutul, care da apa, da, care da, propagă sunetul, și pădurea. Și ești pe acolo, în fața casei noastre. Frumos. Dar unde vă scăldați, în Prut? Nu ne scăldam, că era granița. Era mai granița. Mai încoace deja. Era hotarul și nu care nu-mi permitea să mergem. Dar am avut și un privilegiu. Când se revărsa Prutul, venea în partea noastră, peste graniță. Peștile. Și ne duceam la prins pește cu... coșul, fără fund. Mai ziceam noi cu boraca. Și puneam așa și prindeam pe rămână și scoteam peștele. Foarte. Și peștele era moldovenesc sau românesc? De nostru era românesc. Al nostru era peștele. Al nostru comun. Interesant, dar biserica satului spunea că era închisă, a fost închisă până în 90 și... Noi am avut o biserică de lemn în sat. Biserică foarte veche. Erau foarte rare bisericile la noi în Moldova. Și au venit de la Muzeul de Etnografie și au... Au închis-o. Au luat-o sau s-o renoveze. Da. Și am construit altă biserică în sat. Și așa, ceva practic, copilăria a fost fără biserică. Da. Toată lumea sfințea Pasca, cozonacul în satele vecine unde era biserică.
Dar mama a făcut bisericuță în casa noastră. Ne rugam acolo. Mulți enoriași. Da. Mulți enoriași în casa dumneavoastră. Mama tot timpul zicea că mie nu-mi trebuie să merg la biserică, eu mă rog de acasă. Contează să te rogi. Mai ales că auzi și de peste prut clopotele. Mai țineți minte o rugăciune de când erați mici? Numai din viață, tatăl nostru, asta era la noi. Știm de mici. Știm și până acum... Profira și Constantin, sunt părinții acestor minunate doamne. Doi oameni care au făcut târziu copii, târziu pentru vremurile alea după ce s-au căsătorit. Nu, mama 3 ani după ce s-a căsătorit nu a avut copii. Și la 21 de ani a născut copiii. Da. Mama era foarte talentată, își dorea foarte mult balerină, să danseze. Își dorea foarte mult să danseze și a venit din Chișinău de aici să de la ansamblul Joc, să aleagă, să selecteze pe cineva talentat și iată, au selectat-o pe ea, dar din păcate tata i-a zis: ne căsătorim și după care mergem împreună la Chișinău. A păcălit-o. Și au venit fetele una după alta și n-a mai putut mama să ajungă la Chișinău. Dar mai țineți minte din copilărie un cântecel cu care vă legăna mama sau pe care iubea mama să-l cânte? Spuneați că avea o voce minunată și că o moșteniți, practic. Dar mama tot timpul cânta. Avea o voce foarte frumoasă. Tot timpul cânta. Dar dacă am vorbit de biserică, tatăl nostru avea o voce de tenor, avea o voce foarte frumoasă, sonoră. Și tot așa a venit cineva și a ales câțiva băieți să-i ducă la Iași să facă școala de preoție. Și tatăl nostru, cum era el așa mai șmecher, a zis că nu mă mai duc eu. S-a urcat în căruță și a sărit din căruță și s-a întors înapoi acasă. A mers până la marginea satului și a sărit din căruță. Deci puteți să spuneți că sunteți fiicele unei balerine și a unui preot. Dar care s-au sacrificat pentru a vă crește pe... Mama tot timpul cânta, ea cusea la mașină, la mașina de cusut și tot timpul cânta. Și atât noi am deprins, cred că, cânticul totuși de la ea, primul și primul, pentru că noi, prin ogradă, unii ne aflam, în grădină, în ogradă, pe muchie, în fața casei, tot timpul cântam și toate cântam, în voce tare, chiar și acum mergem, pur și simplu, câteodată nu ne dăm seama, dar cântăm. În ascensor... Și când nu sunteți în, în concerte. Dar și a rămas aceasta. Da, și cred că voi tot țineți minte cânt cu care îl cânta mama. Lina, mami e Lina. Da. Mie acasă îmi spuneau Lina. De la Ileana. Șarabanu de la Bunielu. Cântecul ăsta al mamei îl mai țineți minte? Da, noi ne-am propus să-l facem, dar înregistrăm. Pur și simplu, aveam atât de multe cântice în repertorii care trebuie înregistrate, că haideți nu mai reușim, dar putem să încercăm un pic. Da, haideți. Lina, mami, Lina, floare din grădină. Ea, iată, pentru că Alina îi zicea. Noi niciodată nu am cântat împreună. Deci asta trebuie să fi fost un cântec pe care mama l-a făcut special pentru ea, că noi ziceam Lina. Deci dar noi nu l-am cântat până acum niciodată împreună. Împreună, așa că... E prima oară. Vă mulțumesc tare mult. Abia acum, după atâtea zeci de episoade, suntem aproape la episodul 200 al podcastului, înțeleg de ce a meritat să investim în microfoanele astea profesionale, pentru că... Eu sunt aproape de surorile Osoianu și efectiv m-am ținut să nu lăcrimez și ați cântat doar două versuri. Nu știu ce simțiți voi acasă, dar podcastul de astăzi este o poveste despre familie, pentru că eu cred că noi ca popor, ca țări, ca națiuni sau ca singură națiune trebuie să ne privim până la urmă ca o familie. Și hai să ne privim astăzi prin povestea acestei familii, familia Osoianu. Stați că m-ați emoționat. Sper să ne mai și cântați.
Neapărat. Acum înțeleg, pentru că de fapt surorile Osoianu sunt, au devenit patrimoniu universal. Numai anul ăsta a apărut filmul ăsta, Black Adam, de pe coloana sonoră a căruia face parte un cântec al lui Jay-Z și Kanye West, care are un fragment dintr-un cântec de-al dumneavoastră. Acum 2 ani a apărut un joc de PlayStation pentru care ați cântat special, nu? Prin Valea Morții se numește. Prin Valea Umbrii Morții. Da, a fost o melodie tradusă în română și noi am făcut o adaptare folclorică ca să fie ceva mai potriva noastră. De fapt, și e originalul. Da, e originalul, dar un pic l-am adaptat la stilul popular. Ne-au permis. Am folosit instrumente, și cobza, și vioara, și fluierul. Cavale. Și cred că e ceva frumos, fiindcă a plăcut. Dar nu e doar moștenirea pe care ați primit-o de acasă sau dragostea mamei pentru muzică. E și multă educație la dumneavoastră. Toate surorile Osoianu au făcut școala de muzică. Când s-a deschis școala de muzică din sat, tata a luat primul instrument care l-a găsit la Făleș, a fost un baian, și l-a pus Ileni în mână. Este un fel de acordeonă, nu? Instrument rusesc. Bumbi. Cu năsturei. Pentru că era profesor în sat de baian, de aceea tata m-a dat la acest instrument, la școala de muzică. Mai târziu, pe rând, așa câte rând am venit. Tot am mers la acordeon, Valentina la acordeon. Eu la baian. Și Maricica la vioară. Eu cred că părinții noștri și-au dat seama că noi avem talent, putem să cântăm. Și de aceea? De ce au insistat că noi să mergem la școala de muzică? Sau poate că ei n-au făcut ce au vrut. Și prin noi? Prin noi, da, ei și-au realizat visul lor. Dar să vă spun, noi am avut cei mai minunați părinți din lume, pentru că ne-au dat tot, de tot ce am avut nevoie. Și niciodată nu ne-au interzis nimic. Și niciodată noi nu am văzut ceartă în familia noastră. Noi niciodată, eu crescusem deja mare și eu credeam că părinții noștri nu se ceartă niciodată. Eu nu-mi închipuiam. Cred că se certau, dar numai să nu învăz un nostru. Nu vedeam noi. Dar era și greu să te ascunzi de 6 copii, pentru că... Mai avem un frate. Și nu erau timpuri ușoare, erau timpuri grele. 6 copii, unul după altul. Dar hai să recunoaștem că eram tare cumințele. Cum era? Așa spunea mama, nu știu. Ne urcam tare pe cuptor și nu se auzea nici musca. Ne jucam în legea noastră când eram mici. Când venea cineva la noi acasă, noi ne urcam pe un scăunel și tata, haideți, urcați-vă tare să cântăm. Câte una, pe urmă împreună. Deci ținea spectacole de mici. În fața, da. Sobei. Da. Și în fața porții, mai apoi, după ce am început un pic ușor să putem cânta la pian, la vioară, cântam toate, scârțâiam acolo cu vioara. Mai târziu acompaniam corul școlii. Dar cum erau vremurile alea? Că spuneați când ați avut o copilărie superbă, părinții nu se certau și nu duceați lipsă. Cum erau vremurile alea în Republică? Erau grele. Părinții munceau foarte mult, lucrau și via, lucrau și... creșteau animalele în ogradă, le vindeau ca să ne cumpere nouă tot ce aveam nevoie. Vă dați seama, eram cinci instrumente muzicale. Asta costă bani. Și fratele cântat la acordeon. Și fratele la acordeon, da. Și, nu știu, ei simțeau greutățile, posibil, dar noi nu le-am simțit niciodată. La fiecare sărbătoare aveam hăinuțe noi. Mai ales la Paște, la Crăciun. Populare? Nu, hăinuță, deci rochițe, pantofiore. Mama aia cu sutielene, o ieie națională, i-a brodat-o mai bine. Da. Ținem bine minte sărbătorile, ne plăceau foarte mult. Paștele, Crăciunul, așteptam cu nerăbdare. Atunci... Erau zăpezi? Erau zăpezi în vârful dealului acolo. Sau chiar eram noi mici, dar ne păreau că zăpezile sunt... Nu, chiar erau zăpezi. Iată, noi când mergeam la școală, tata ne conducea, mergea înainte, iarna, cu lopata. Și ne făceau cărărușă. Și într-adevăr, erau troienile mai mari decât noi. Câteodată dimineața nu putea deschide ușa. Da, iar toamna, când era glod, și noi mergeam cu ciboțelele, tata mergea până la școală, ne spăla ciboțelele și pe urmă noi intram.
în școală. Era malintat. Așa frumoasă e casa părintească și mă bucur că ați o păstrați. Și nu doar că o păstrați, vă întâlniți acolo. Da, da, numai decât. Da. Mai mergeți verile sau de sărbători? Toate verile le stăm, dacă avem posibilitate, stăm la țară. Noi acum liber. Abia așteptăm peste o săptămână să avem ceva liber și să mergem 2-3 zile acolo. Și mergeți toate împreună? Nu. Da, iertați-mă întrebarea, nu v-a săturat una de cealaltă de o viață întreagă? Nu, că păi noi locuim și la același bloc și nu ne mai săturăm una de alta. Trebuie neapărat să-mi povestiți cum v-ați mutat toate dintr-o întâmplare pe acea scară, da? Pentru că ne-ați adus aminte de zăpezile de altă dată, de copilăria la țară, de sărbători, de mirosul ăla de Crăciun. De cozonac. Care era colinda cea mai dragă în copilărie? De fapt, la noi în sat nu se colinda, dar sărbătoream Crăciunul. Bun. Dar era venită o familie din alt sat, care îmbla cu colinda pe la case. Și tot timpul venea la noi, la fereastră și cânta. Și mama spunea, ascultați cât de frumos cântă fata aceasta. Florile de albe. Și tot timpul știu că îi dădea foarte mulți bani. Și mă zice, mama, dar ce așa de mulți bani? Mă tai dai. Deci că, păi, dar asta e unicul colindător care trebuie răspătită. Nu s-a păstrată, nu se colinda. Noi mergeam cu uratul. Mergeam cu uratul la Sfântul Vasile, Plugușorul. Mergeam cu tata, mama primea orătorii, dar noi cu tata mergeam numai pe la rude, nu mergeam la bunie, la mahală. Și știu că una dintre primele înregistrări sau unul dintre primele albume ale dumneavoastră au fost un album de colinde, nu? Dacă nu mă înșel. Nu neapărat numai colinde, da, au fost câteva colinde, da, au fost la poartă la Ștefan Vodă, de fapt erau pe vremea ce ai interzis să cânți. Dar într-adevăr, la Tălâncuța noi am fost primele care am avut cel mai mare repertoriu de colinde. Și l-aveam și acum. Și care e o colindă pe care n-ați vrea să o piardă în neamul ăsta? Noi nu am vrea să se piardă nimic. Toate sunt deosebite, toate. Dar acum, pentru că e 1 decembrie și deja s-a dat drumul colindelor, poate ne cântați un pic dintr-un colind pe care ați vrea să-l audă orice român și să-l cânte. Poate... Am plecat să colindă. Am plecat să colindă. Pe urma asta. Știți că totul e democratic în familia o să. Am plecat să colindăm, asta e o colindă pentru copii. Ei din la noi din zonă, din zona de fapt a Orheiului. E aproape. Am plecat să colindăm leruile, ruilea. Am plecat să colindăm leruile, ruilea. Am plecat să colindăm leruile, ruilea. Dar gazdele nu s-a casă, leruile, ruilea. Dar gazdele nu s-a casă, leruile, ruilea. Dar gazdele nu s-a casă, leruile, ruilea. Au plecat la vânătoare, leruile, ruilea. Să vâneze căprioarele, ruile, ruilea. Să vâneze căprioarele, ruile, ruilea. Un fragment. Și așa mai departe. Minunat. Spuneați că era cumva interzis să colinzi? Sau erau unele cântece? Erau unele. Chiar la noi în sat a fost o perioadă. Când și noi învățam, când erai tu clasa 10-a, când mergeau de la școală profesorii și nu îți permitea să, nu că scolinzi, dar nici să urezi măcar. În sat se sărbătorea anul nou pe vechi, de Sfântul Vasile, și atunci nu te deau voie ca să urezi, adică să mergi cu uratul. Dar la 1 de ianuarie, da. Atunci da, adică într-un fel... Eram... Dar pe Moș Crăciun cum îl chema la dumneavoastră? Moș Gerilă, ca la noi, nu? Barbaroșii. Și în rusește cum se spune? Ded Maroz. Aha. Ded Maroz.
Și în sat, cum îi ziceați, Moș Crăciun sau Moș Gerilă? Moș Gerilă, când eram copii. Pe vremea aceea, da. Mai dar el venea numai la școală. După 84, când am venit noi de acum la Chișinău, în 80, am schimbat tot, absolut. S-a schimbat. Și Moș Gerilă. Să vă povestească, Lenuța, cum a venit în Chișinău. Prin anii 80 eram studentă la Institutul de Arte și am avut marile noroc să-l cunosc pe domnul Andrei Tamazlăcaru, marele folclorist al Basarabiei. Mm-hmm. Iată, de atunci a început colaborarea noastră frumoasă cu dumnealui și cu surorile împreună. Am început să ascultăm expedițiile, să facem expediții folclorice. Adică să colindați satele, să ascultați bătrânii. Să adunăm toată comoara folclorului. Deci mergeați cu caietele din sat în sat și culegeați folclorul. Da, și cu casetofon. Și ascultați bătrânele satului cântând. Da. Și așa ne-am selectat programul nostru, repertoriul pe care îl avem acum. Deci, toate... Aici am primit un CD ieșit acum vreo 2 ani, cred, cu 52 de cântece din perioada 1982-1990, toate culese de dumneavoastră? De domnul Tamazlăcaru. Și noi împreună cu el. Adică din perioada asta sunt toate cântecele pe care le-ați cunoscut pe surorile Oseanu și care se ascultă la orice nuntă, la orice festival, și hipster, și oameni mari, bătrâni, de peste tot din România, ascultă la Portiță, la Gheorghiță, sau Trece un nou oraș pe sus, sau Astăzi beată, mâine beată. Da, am avut noroc de Iurie Nistorică, impresarul nostru, care ne-a ajutat datorită dumnealui să... Și le-am adunat aceste piese. Un album. Mm-hmm. Și spuneți că l-ați cunoscut pe Andrei, da, în Chișinău și așa s-a format grupul ăsta. Am văzut niște înregistrări vechi cu grupul Tălâncuța. Da. Păi și le-ați adus și pe surori. Da. A venit din tâi Valentina. Aceasta este și Tălâncuța, fiindcă, nu, prima a venit Ileana Tălâncuța. A fost ea. Prima asta era un grup de fete. Doar... Nu, era ea numai și... Era Dina Vrăjmaș. Victor Dubienco. Da, Victor erau Dubienco. Câțiva instrumentiști. Uh-huh. Și domnul Andrei Tamazlăcaru i-a propus o Miorița, care o avem la ea repertoriu, avem de fapt două variante. Ne-a zis că ar trebui mai multe domnișoare să vină să cânte. Zici, tu ești la institut, acolo găsești la dirijat coral. Uh-huh. El vrea să adun eu, să facă un grup. Și parcă am găsit pe cineva acolo să vină, dar nu s-a primit. Nu e reușit. Dar... Nu se potrivea. Și eu zic, dar eu am încă 4 surori care... Mai am o soră. Așteaptă. Care ar putea să cânte. Și iată așa a venit. Nu, are o soră, soprano coloratură, care ar putea să cânte... Uh-huh. Miorița. Și așa am venit noi toate la Chișinău. Da, e diferență foarte mică între dumneavoastră, nu? Primele trei, un an. Nu, cum zicea mama, că eu am făcut 3 fete într-un an 7 luni. Da. Dar regretatul scriitor Anatol Codru spunea că surorile Oseanu au diferență de jumătate de an. Și toată lumea, dar de ce jumătate de an? Nu înțelegeau. El glumea, sigur. Și v-ați trezit toate în grupul ăsta? Nu ne-am trezit, am făcut unele sacrificii ca să ne trezim toate împreună. Da, am lăsat pentru că sau... fetele finisase studiile și Valentina era la Lipcani, da? La Nordul Republicii. Oho. La școala pedagogică. Preda acordeon. Da, eu trebuia să fiu undeva în centru, mai aproape de Chișinău, și am lăsat acolo... Tot profesoară? Da, profesoară de muzică. Am terminat institutul din Bălți, facultatea de muzică. Dar eu am fost exmatriculată pentru că nu mi-au dat voie să mă transfer la Chișinău. Eu învățam la Bălți, fetele erau deja acolo, la Chișinău. Eu niciodată n-am povestit nicăieri, astăzi vă povestesc dumneavoastră. Mulțumesc! Și trebuia să fac naveta.
finisasem un an la Bălț, la Institutul din Bălț. Și da? Spune cum și tata s-a supărat pe tine. Tata s-a supărat. Nu, eu am venit la Chișinău, am dat examen, am dat audițiile și trebuia numai să-mi aduc documentele din Bălț, le transfer la Chișinău. Și nu mi-au dat voie și eu am fost și eu mai... De la minister nu i-au permis. Nu mi-au permis. Așa că și-am lăsat an la ce? Ala? Am pierdut. Am pierdut un an și prin iarna... M-au exmatriculat, dar următorul an am încă o dată. Da, a aflat mama vreodată matriculare? Da, știu, da. Mama a știut. Mama știa. Mama tot știa. Și nimic n-a zis. Le spuneți că nu v-au certat niciodată părinții. Nu? Ei, așa cum nu ți-a fi fost. Poate așa, dar noi întotdeauna am înțeles din cuvânt. Noi n-am știut ce înseamnă bătăița sau vârguța. Cred că înțelegeam din cuvânt. Și... Dacă făceam vreo poznă... Cred că am făcut vreo poznă, numai cu mama făceam, nu mai făceam. Făceam poznă, că multe am făcut, multe am făcut, dar poznă nu, din astea copilărești, nu? Eu țin minte odată, mama, adică asta au fost, cred că, ceea ce a vrut ea să ne... Să dea mai departe. Da, nu. Să ne demonstreze. Nu să ne demonstreze. Într-un fel, ne-a dat afară din casă noaptea, că noi nu putem să ne liniștim și ne... Râdeam tot timpul. Sper că nu era iarnă. Nu, vara era. Asta să fie problemă. Și am început toate a plânge în sbuș. Și am plăcit șor și ne-a luat. E, tu erai micuț, asta, noi trei. Deci făceați gălăgie în casă și mama a venit și a zis vă poftesc afară. Vorbea, mama spune, hai că e de acum mai târziu și e timpul să dormiți. Dar noi râdeam ca copii. Ca niște copii. Da, era o femeie blândă, cred. Da, tare blândă. Și frumoasă. Blândă, frumoasă și credincioasă. Ce frumoasă descriere. Și foarte înțeleaptă. Și tata era sever? Nu. Nu? Tot blând? Tata da. Era așcăuș așa de felul lui el. El mai glumeț era. Nu i s-ar fi potrivit să devină preot? Nu știu. Cred că nu. Nu avea o voce extraordinară. El când vorbea, casa noastră era, cum să vă zic eu, la pe muchii de deal. El venea undeva, eu știu cât era acolo, vreo 340 de metri. Și când vorbea, noi îl auzeam. Știam că el vine. Atât era de răsunătoare vocea. Și după ce Profira și Constantin au făcut 5 fete, a venit și băiatul. Băiatul, da. Cea mai mare bucurie. Cea mai mare bucurie. Vă dați seama, 5 fete și la urmă un băiat. Da, erau foarte fericiți, dar copilăria a fost lui Alexandru, a fost foarte fericită, foarte frumoasă. Alexandru a cântat și el. Da. A cântat împreună cu noi la toate festivalurile care se organizau la noi în școală, în raion. Dar peste o perioadă mai greu studii. Să meargă ceva. Și asta făcut și studii. Are studii de... A terminat. Știu, drept. A făcut dreptul, dar n-a rezistat până la sfârșit. Și... Adică n-a putut să profeseze deja de boală, de progresa. Și... Mai mult de 20 de ani, acum stă la pat. Și... Dar știu că i-ați făcut o promisiune mamei dumneavoastră, mama înainte să se stingă, v-a cerut să-i promiteți că o să aveți grijă de... Nu ne-a cerut, ea știa că noi o să avem grijă. Da, ea zis așa că eu știu că voi o să aveți grijă. Ea a zis că nu-mi pare rău... Că plec eu, dar îmi pare rău ce vă las. Oh. Că e greu. Iată ce înseamnă să ai 5 surori mai mari. Practic, 5 îngeri păzitori în viață și știu că i-ați luat lui Alexandru o căsuță lângă Chișinău. Da, fiindcă noi locuim la bloc și el nu se simte bine la bloc și am fost nevoit să... Cumpărăm o căsuță destul de micuță, dar cu o gradă, cu o modă. Da, cu... Nu departe de noi. Da, 7 minute de acasă cu mașina. Acolo și se simte foarte bine alături de noi. Acum, în ultimul timp, nu vede, aude mai greu, dar ne simte... Când ne apropiem de dânsul, el știe. Asta e Iulia, asta e Maricica. Tu ești, asta tu ești. El ne simte... Poate nu aude bine. El cred că trăiește cu bucuria noastră. Dar,
Și întotdeauna trebuie, dacă venim, de exemplu, din România, de unde, de la spectacol, să-i povestim. Așteaptă cu nerăbdare să-i povestim tot cum a fost, cum am cântat. Și nu odată, cum a reacționat spectacolul. Întâi mă întrebă pe mine, după care merge... Cineva a scăpat ceva. Da, da, da. Da, și încă ceva. Primul lucru când îl facem, când, mă rog, nu după spectacol sau ceva, neapărat să-i povestim care este situația în țară și ce se mai aude cu războiul din Ucraina. Da. Da, să-i citim, da. Să audă el așa. Știrile să-i le spunem. Adică le ascultă la televizor. La e multă dragoste în familia asta. Da, citisem undeva că fiind 5 surori aveți fiecare câte o zi în care mergeți sau mergeți împreună? A fost o perioadă când da, ne-am împărțit așa. Tu mergi astăzi că avem serviciu, tu mergi mâine. Dar acum avem două femei care ne ajută și că avem un program foarte încărcat. Și mergem toate, când avem posibilitate toate, dar nu neapărat. Dar practic fiecare zi mergem. Da. Eu atâta unitate de familie rar văd. Deși familia este încă o valoare și pentru noi în România și în Republica Moldova, e practic stâlpul societății. Da, așa familie unită rar vezi. Dacă Dumnezeu ne-a înzestrat pe noi cu sănătate, cu toate cele, de ce să nu facem și fratele nostru fericit? Corect. Și tot cred că Dumnezeu aici e lucrarea lui Dumnezeu, că locuim toate la o scară. Și am tras la sorți. Nu dar că nu... ne-am cumpărat, dar am tras la sorți. Nu, noi, noi am plătit. Noi am plătit, am plătit, da. Casele noastre sunt cumpărate de noi, dar când am tras atunci la sorți, am nimerit toate la o scară. Erau 7 scări. Deci se dădeau în exploatare primele două scări. Dar s-au tras la toate scările, apartamentele. Și interesant că noi fiecare, la ce etaj am vrut și cu cine alături, am vrut cu ce am nimerit. Adică nu că am vrut. Și trăgând la sorți, n-aveați de unde să știți? Nu, da, sigur. Erau, toate... erau câte apartamente acolo? 300 de apartamente în toate aceste 7 scări. Eu cred că tot lucrarea lui Dumnezeu, că am reușit să-l aducem pe fratele nostru după ce mama a plecat, am reușit să-l aducem lângă noi, pentru că când trăia mama tot timpul, noi vroiam să facem ceva, dar nu era posibilități. Și noi în 4-5 luni noi am reușit, parcă s-a deschis cerul și ne s-a dat de, nu că ne-a venit banii peste noi, dar am avut de lucru ca să facem banul acela și acum mulțumim Domnului că avem ca să putem să-l întreținem. Și am reușit să cumpărăm casă. Ce minunat! Da. Da, mama când s-a dus? Știu că tata a plecat de vreme. Tata la 59 de ani. Dar mama 11 ani urmă. 11 ani. Și ați fost acolo lângă mama în ultimele ei clipe? Da. Ați vegheat-o? Da. Sigur că da. Altfel nici nu. Știu că avea în cămăruța ei avea pozele cu toate fetele. Da. Un fel de altar. Mi-aduc aminte momentul ăsta chiar de... Ea a privit mult fotografia aceea. Noi eram toate în alb, în brăboadele astea albe și ochii a țintit spre fotografia aia. Dar cred că asta a fost ultima. Eu nu puteam reține, plângeam, adică nu numai eu și fetele. Și Iulia zice, tu chiar am de aici, că mama într-adevăr nu poate și rămas, nu poate să treacă plece. Schinuie și... Și ați ieșit din încăpere. Am ieșit cu pasă ieșit. În urmă. Eu i-am zis, ieși, că o să fie mai bine. Și a adormit. Privindu-vă. Da. Privind poza de perete. A țintit cu ochii spre poza aia și... Da, și s-a dus liniștită. Și s-a dus liniștită, da. Cred că da. Și fratele era în camera de alături, care el vedea tot timpul. Prin oglindă. Da, nu știu cum așa. Era la pat. El atunci putea vorbea. Credem că ea acum se bucură pentru noi. Sunt absolut convins. Dar cum era mama la spectacolele dumneavoastră? Venea des? Din fericire, din păcate. Nu prea des. Că trebuia să stea cineva cu fratele. Noi am cântat împreună cu părinții la primul festival al dinastiilor de familie.
Asta să fi fost prin 90 și ceva, nu? 80. Pe scena Palatului Național și fratele au cântat, atunci noi am cântat împreună. 81-82, cam așa a fost primul festival. 80? 81, cam. Tata a fost și el atunci. V-ați lansat în anul nașterii mele. Și fratele atunci a cântat cu noi împreună. Noi acompaniam la instrumente. Dar cum era tata după ce vă vedea într-un spectacol? El era fericit. Bineînțeles, fericit, bucuros. El spunea, fetele mele. Nu vă certa, nu vă zicea, n-ați făcut bine acolo sau... Nici nu prea ne puneau la, adică la lucru. Noi știam că fiecare, fiecare știe. Eu fac curățenie în casă, tu faci grădină. Dar dacă spuneam că noi avem de învățat? Gata, lucru pentru noi se termina. Și noi luam instrumentul câteodată mai... Nici nu vreau să ne mai ocupăm. Luam cartea și ne uitam. Cred și eu la ce voce fermă spuneați că avea tata. Dar și tot timpul noi îl așteptam pe tata de la serviciu să vină și mâncam împreună. Adică niciodată noi nu mâncam înainte. Așa era legea. Dar cum mai mâncați în familie? Totdeauna. Nu zic pe la festivaluri sau pe la concerte. Când sunteți acasă, în civilie, cum se spune. Da. Băi, da, când dimineața la o cafea. Zici, hai, vii la mine la cafea. Vii la cafea. Coborâm jos la etaj 7 sau ne ridicăm la etaj 9. Sau la etajul 3. Sau acum mai nou Ileana a venit, că a fost în alt bloc și a venit și ea la noi în scară. Da, și... Suntem tot timpul împreună. Cine gătește cel mai bine dintre noi? Cel mai mult Marișca gătește. Cel mai mult. Cel mai mult. Nu-i corect. Cel mai puțin. Se vede după mine. Plăcinte face? Mi-am place să mă joc cu aluatul, dar n-am timp să fac. Dar îmi place foarte mult. Vara, când suntem la țară. Vara, când ne ducem. Noi vă facem o invitație la noi, la Horești. Într-o vară. La Horești. La Horești. Nu-i departe. Lângă Iași. Pe lângă Iași ați trecut 17 ani. Pe la Albița se trece, nu? Sau nu? Pe la Sculine. Pe la Sculine alături. Eu le-o să fac plăcintele. Marcica o să facă mâncări în cele complicate. Și fiecare dimineață la masa tăcerii o să stăm. Ce înseamnă masa tăcerii? În grădina muzeului, noi aveam lângă casa părintească, am făcut muzeul nostru și festivalul nostru. Mai târziu vorbim de festival. Vorbim. Și acolo mi-am făcut o masă din trunchiul de rugă. Trunchiul de copac, da? Uh-huh. Din rugă. Și am făcut așa și scăunele și dimineața noi ieșim când încă lumea nu s-a trezit, dar se aud numai păsările, vara mai ales. Atât de frumos că învale pădurea, prutul și e o atmosferă extraordinară. Asta și noi servim cafeluța în tăcere, masa tăcerii. Deci noi nu vorbiți una cu cealaltă? Vorbim, punem țara la cale, dar așa am zis noi, masa tăcerii. E un fel de meditație. Da. Ce frumos. Numai nu cântăm. Nu cântăm. Nu cântați. Nu. Da, un cântec care păstrează memoria părinților, a mamei, un cântec care pe care l-aveți în repertoriu. Un cântec de dor de mamă, dor de părinți. Dor de mamă, dor de tată. Dor de mamă, de dor de tată. Avem de toate. Sau cine mă aude cântând? Dor de mamă. Dor de mamă. Dor de mamă, dor de tată. Dor de mamă, dor de tată. Și eu. Vindele un pic emoțiile, da. M-am încurcat lacrimile. Dor de mamă, dor de tată.
Noi venind la Tălâncuța am încercat să ne facem un repertoriu și să includem toate genurile de muzică, de la dezmerdat, de la cântecul de leagă, de colinde, cântece de petrecere, cântece ostașești, noi cântece de Paște, doine, balade, bocet avem, adică ne-am... Toate genurile de... Cam câte cântece să fie cules, preluat... cântat. De cules, smute, în... cred că smii, dar nu le-am numărat niciodată, știți? Și n-am reușit să le înregistrăm pe toate. Deci cele mai multe cântece nu le-ați înregistrat? Sau care da, le-am înregistrat sau mai pierdut? Unde sau la casa radio sau pierdut. Și multe nu am înregistrat, adică. Și multe le-am cântat în spectacole, dar nu le-am înregistrat. Trebuie să vă găsiți musai timp pentru... Trebuie. Dar chiar asta acum, toată lumea zice. Înainte de emisiune am vorbit cu Iurie de lucrul ăsta. Scumă. Dar un cântec pe care să-l fi... Ați bătut satele Moldovei în lung și lat. Cu castofonul, că pe vremea aia, cu asta puteai să înregistrezi. Da. Și ascultați bătrâni, bătrâne. Un cântec pe care să-l fi cules chiar dumneavoastră, să-l fi auzit foarte multe și păstrat. Dintre cele cunoscute... Și Băinicu și Cerbă tot când ați fost voi. Băinicu și Cerbă. Asta e Colin, nu? Colin, da, da. De la sudul Moldovei. De la sudul Moldovei. O cântec. Da, printre altele, Băinicu și Cerbă, care a făcut-o și cu Subcarpații. Da. Și bine așa de mese mele, tot noi l-am lansat. Serios? Da, 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 e cânticul nostru. Cânticul nostru. Noi. Deci pe asta chiar dumneavoastră, unde l-ați auzit pe asta? Bine așa de mese mele, noi am lucrat toate la studio folcloric Iedea, un studio foarte... cel mai profesionist. Palatul Copiilor. Palatul Copiilor. Pentru și copii. Venea o mămică să-și ia fetița. Și normal că după repetiții mai stăteam așa cu mămicile noastre la o vorbă și ea zice, ei tare îi plăcea să cânte. Și dați-vă cântă un cântic. Auzit de la mama mea. Ea e din Transnistria, din Speia. Din satul Speia. Și Valentina Tăbăică, îi zice. Îi zice Valentina Tăbăică. Și... asta a fost tare, tare de mult. Eu nu știu prin ce an. Începutul carierei noastre. Anilor 90. 2000. Da, și l-am cântat, l-am preluat în repertoriul nostru, l-am cântat foarte mult. Ca apoi să-l preia mai mulți artiști. Așa este. Eu cred că ăsta e și cântecul prin care v-am cunoscut prima oară. Difuzam cântecele astea. Bine, Ieșa de mese mele, Treci un nou oraș, pe sus, nu? Da, da. Și le difuzam, aveam noi, vineri, avem în continuare la radio, muzica aia. Uh-huh. Și era ceva senzațional, pentru că toată lumea a întrebat cine cântă, cine sunt femeile astea, nu știam absolut nimic despre surorile Osoianu. Și da, bine și de mese mele, cred că a fost primul cântec care a trecut cu adevărat prutul și a devenit celebru în România. Nu știam că l-ați cules chiar dumneavoastră. Noi la Portiță, la Gheorghiță, tot îi cules de noi. Da? Da. Da. E de la Maria Țărchi, din satul Rezeni. Fiecare cântic are pașaportul lui, să știți. Așa și e normal. Dar ce frumos că țineți minte numele oamenilor. Da. Păi da. Nu toate, dar oricum. Ne străduim. Sau de la Șireuț. Șireuț, Șireuț Briceni, Ciobănel, care îl cântă. Ienuța, te rog frumos, să-l cânt. un fragment. Din Ciobănelul. Din Ciobănel, dacă ne permiteți. Da, Doamne, e o onoare. N-avem Tălâncuț, dar... Iată, e simplu clopoțel acolo. Da, am clopoțel. Două. Dați-le, da. Astea sunt clopoțelele noastre, le ducem în orașul Faptelor Bune. Mereu când lumea donează bănuți pentru cazuri, să sunăm din clopoțel, din Tălâncuț. Ce zice așa, mă bătrânitu, băieli, eu coborându-l, găleata-n mână, cătându-l loc de stână. E cimbale la izvoare, am un frate și-o bandunii trache. Tu, măi, frate, dunii trache, n-ai văzut, n-ai auzi. Tu, măi, frate, dunii trache, n-ai văzut, n-ai auzi. Ce n-ai văzut, n-ai auzi, tu, oiețile mele mergându, de văzut nu le-am văzut, de auzit le-am auzit.
na 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 na. Îi dă lângutele sunându-i eurelele zgherându, talharii de lup mânându-i, talharii de lup mânându-i. Și m-am vorbit pe-un răzorașul, mă-ntâlnesc cu iepurașul, bună cale iepurileu, mă-nțănesc și-o banule. Na 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 na. Cine-ai văzut, n-ai auzit tu, oițele mele mergându, de văzut nu le-am văzut tu, de auzit le-am auzit. Și m-am pornit pe-un delușorul, mă-ntâlnesc cu un lupușorul, bună cale lupurleu, mă-nțănesc șobanul. Mai este mai frumos este. O dori din da din da da re din da din da da e da. O dori din da din da da re din da din da da e da. O din da din da da re din da din da da e da. O din da din da da re din da din da da e da. O dori din da din da da na 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 na. Fragment. Palada-i mare. Eu pot să tac. E ceva absolut magic în folclorul ăsta, pentru că am observat cântați și la nunți, și nu știu dacă ați cântat la mormântări sau nu, dar cântat, aveți și bocete. Trebuie să-mi povestiți asta. Cântați și la festivaluri. În România ați cântat anul ăsta la Untold. La Untold. Și nu numai la Untold, la multe, multe festivaluri. Festivalul de film. Și indiferent de vârstă, oamenii vă iubesc pur și simplu, în primul rând pentru că sunteți autentice. Și de ce cred că e important să fii autentic? Cred că fiecare dintre noi, indiferent în ce generație ne naștem, avem dincolo de muzica asta pe care o ascultăm conștient, că e hip-hop pentru generația mea sau trap pentru generația copiilor de acum, noi avem și muzică în subconștientul nostru. Și cred că în momentul în care cântați folclor, cred că treziți exact niște amintiri pe care habar n-aveam că le avem. Treziți subconștientul. În subconștient, cred că e conștiința asta a noastră adevărată. Și de aia și un copil de câțiva ani, și un hipster, și un bătrân lăcrimează de foarte multe ori la cântecele astea. E subconștientul acestui neam. Asta cântați dumneavoastră. Și aș fi vrut să vă întreb dacă între folclorul moldovenesc și folclorul românesc sunt diferențe. Cântați și din Transilvania mult, cântați și din Moldova de peste Prut, adică din România. E vreo diferență sau e același folclor? Nu, același. Noi, de fapt, fiecare zonă diferă, da. Da, fiecare zonă și are folclorul. Adică, în limba română cântăm. Zona noastră se seamănă mai mult cu zona Moldovei, de partea asta, da? Poate și Bucovina, partea asta. Dar noi nu prea avem în repertoriul nostru melodii, să zicem, din Transilvania, din partea... Doar purtata fetele. Purtata. Am preluat-o de la fetele de la Căpâna. Fiindcă noi pentru prima dată am auzit-o în 91, da? Nu știu, 92, când am plecat într-o delegație cu Iliescu, fostul președinte, da? Cu Ministerul Culturii România a organizat un festival în Zile Culturii Române în Spania. Da. Și ne-a luat și pe noi surorile. Am avut atunci un program. Și atunci, pentru prima dată, am văzut fetele de la Căpâlna și ne-a plăcut foarte mult melodia. Dans. Că apoi, peste ani, să ne amintim de melodia aceasta, zic, ia, hai să încercăm noi să o cântăm. Și am cântat-o de câteva ori. Am cântat-o la un spectacol în 2011. Portugalia. Și atât de acolo, Alex Calanci a văzut-o și a auzit-o. N-am cântat-o așa, a capela.
nu știu, am vrut să facem o mișcare cu toată lumea de acolo și a luat foc, se vede că i-a plăcut lui Alex și... Și a folosit un proiect ăsta, Lupi Luca Lancea cu surorile Osoianu, care e un proiect pe care cred că l-ați cântat anul ăsta în România de foarte multe ori. Da, sunt și foarte talentați și... Minunat, Alex este un muzician. El e artist. Extraordinar. El arde în scenă. Arde. Dar nu v-a fost... N-ați avut teama asta că folclorul trebuie să rămână în matca lui și că nu trebuie să îl combinați cu alte genuri? Sau n-ați fost judecate? Păi în felul acesta, folclorul ajunge la urechile copiilor, mai ușor, noi exact așa cântăm. Noi nu-l modificăm, nu schimbăm nimic, l-am cântat numai au îmbrăcat o haină Pieții de la Subcarpați. Da, fuziunea asta între folclor autentic și muzica modernă, dar să știți că și noi când eram mici, noi ne doream foarte mult să cântăm la chitară. Noi avem planuri. Noi asta era... Muzică ușoară, sau cum da, se numea? Muzică ușoară, da. Noi Visuri, haine aveam pregătite. O să fim cu pantaloni albi și largi. Precum cine vă dorea să fiți? Precum Aba. Eu de acum mă vedeam cântând la Tobi. Da. Și este visul nostru, poate nu în totalitate, dar oricum parțial. Se realizează. În felul ăsta, cu Calancea, cu Subcarpații, cu Zop și Zdup. Ai grijă ce îți dorești să puteți să îndeplinești. Datorită lui domnului Andrei Tamazlăcaru, noi am ajuns acum unde suntem. Dacă dumnealui ne-a arătat calea dreaptă, pe unde trebuie să mergem? De ce este important să întâlnești în calea ta oameni la momentul potrivit? Nu trebuie să-ți arăte calea doar. Da, fiindcă drumul ăsta până aici a fost foarte greu, mai ales anii 80, de începând de 80 și, fiindcă nu-ți permitea orice să cânți. Țin minte la un spectacol, am urcat în scenă și aveam o invocare de primăvară. Niște invocări pentru copii. Cocostăr, n-ai văzut pe mama în târg. Am văzut-o la Galați, mânca pâine cu cârnați. Nu se mai permitea să zici Galați pe vremea aceea. Doamne ferește că era Galați. Și au vrut jos de scenă. Dar de ce să nu zici Galați? Că era România. Era cuvântul... Noi eram Uniunea Sovietică. Aici era România. Și noi am folosit cuvântul Galați. Galați e oraș din România. Și atunci a fost foarte mari probleme. Sau cântecul de leagă. Sau la partea la Ștefan. Colinda la partea la Ștefan. Asta a fost o colindă interzisă, nu? Da. Pentru că spuneați Ștefan pur și simplu. Dar noi am cântat. Sau noi nu înțelegeam, sau... Noi eram tineri și nu era frică de nimic. Iraj revoluționare, cum se spune. La poartă la Ștefan, da, colindă interzis. Noi pentru prima dată am cântat-o în 89, înainte de Revoluție. În noiembrie noi am fost într-o delegație cu tineretul, da, cu Uniunea, sau cum se numea... UTC? Nu, ceva la noi altfel se numește. Tineretul. Nu are importanță. Am venit pentru prima dată în România și am mers la Putna și atunci pentru prima dată am cântat la poartă la Ștefan Vodă. La mormântul lui Ștefan. Tot ansamblul Tălâncuț am cântat. Și emoții au fost. Stăteam toți în genunchiat. Sincer, curgeau lacrimi. Păi când curmie lacrimile acum, numai cum povestiți, în 89 ați venit prima oară în România, înainte de Revoluție. În noiembrie. Și pe urmă... O lună înainte de Revoluție. E 7 noiembrie, deci țin minte, fiindcă ziua mea de naștere în pașaport, e 7 noiembrie. Eu sunt colonă mai înainte născută, dar scris, mai că așa erau legile la noi. Și țin minte că 7 noiembrie eram la Putna, 89. Atât de frumos a fost. Și acolo ați cântat prima oară colindul ăsta. Da. Nu, noi îl cântam în Chișinău, dar în România. În România, în România. Puteți să-l mai cântați odată? Haideți, începem. Doar un fragment. La poartă la Ștefan Vodă, lerule doamnele, la poartă la Ștefan Vodă, mulți boieri s-au strâns la vorbă, lerule doamnele, la poartă
și lui Ștefan vă închinați. Mare lupte vă așteaptă, lerule, Doamnele, să distrugem hoarda toată. Imaginați-vă să cântați în noiembrie 89 la Putna acest colind, cu o lună înainte de Revoluție și cu niște ani înainte de a ieși Moldova de sub Uniunea Sovietică. În 91. Ați putut să scrieți în cu litere latine, cu caractere latine. E minunat cum a rezistat limba asta română, care nu era limba oficială, nu? Era limba moldovenească. Pentru noi nu a fost greu deloc, fiindcă noi priveam filmele la programul românesc și citeam. TVR1. Citeam toate subtitrele. Era adică ușor, nu era nicio problemă. Și apoi mai scriam și scrisori în România. Și gândelul nostru. Copiii de România. Da? Nu știu cum am legătură. Apoi citeam bunielul nostru din cărți. Și el ne punea să citim și noi citeam bunielul și noi așa ne-am învățat. Latină. El avea o carte. Grafie latină. Și acum văd cartea cea mare așa, dar nu s-a păstrat. Adică n-am mai găsit-o. Dar cum e limba moldovenească? În primul și în primul rând, Moldova are o sărbătoare care e și în România sărbătoare națională, dar nu prea are importanță, sărbătoarea limbii. Se numește Ziua Limbii Române. Ziua Limbii Române, nu? Da, 31 august. Care e o mare sărbătoare în Republica Moldova. Da. La noi, mai puțin. Amintim despre ea așa, în întreagă. Dar sunt evenimente, festivități, spectacole cu ocazia limbii. E limba moldovenească sau e limba românească? E limba română. Acum limba română și se sărbătorește foarte frumos, așa la nivelul ăla. Cu spectacole, cu întâlniri cu scritorii din România vin la noi. Și, da, e o zi foarte importantă pentru țara noastră. Și de altfel, imnul național al Republicii Moldova e limba chiar asta. Noastră, da. Îl cântați? Îl cunoaștem, da, dar nu cântăm de fiecare dată. Și atunci și multe străzi din Chișinău poartă denumirile în numele scriitorilor români. Da. Eminescu, Bogdan Petrecelic, Hajdeu, Cogălnicianu. Avem și licee, Spiru Hariet. Da, în numele... Cinta Latină. Și eu am mai spus asta, am și scris, mi se pare că Chișinău are mult mai multe denumiri de magazine, firme, în limba română, în limba asta dulce. Inclusiv covrigăriile, pare că sunt mai românești decât în București. Da. Magazinul Ileana cu Sânzeana, care e vis-a-vis de librăria Făt Frumos. Ce frumos! E ca într-o poveste. Și mă bucur că ați săpat și scoateți și duceți mai departe și cântați peste tot în fiecare spațiu românesc și dincolo de spațiu românesc limba asta română. Dar spuneți-mi cum ați ajuns sau cum ați aflat că sunteți pe coloana sonoră a filmului ăsta Black Adam, melodia lui Jay-Z. Nu știați? Păi toată lumea vorbește, dar noi nici până ziua de astăzi nu vă zis nimeni. Nu suntem siguri dacă suntem noi. Cum adică? Trebuie să mai vedem. Adică eu mă gândesc că o să-l urgăm pe Iuri Nistoricu să afle cu adevărat dacă sunt vocile noastre acolo. Dar nu va suna, adică nu bănuiesc că nu a sunat pe nimeni Jay-Z să ceară voie. N-a cerut. Dar toată lumea comentează că, păi uite, surorile cântă și acolo de acum. Ne bucurăm că lumea comentează. E bine. Despre binele nostru. Până la urmă sunt niște voci. Cred că și puterea vocilor, a grupului. E ceva studiat în treaba asta? Adică vă știți fiecare rolul într-un cântec? Da. Noi avem și locurile noastre în scenă. Așa, noi acum ne-am aranjat cum stăm și cântăm. Dacă eu îmi schimb poziția, locul, eu nu mă simt bine în
iată, că stau acolo, eu nu mă se bine. Eu vă cred. Sau acolo, în partea aceea, sau da, nu știu. Posibil că e și o deprindere de atâția ani. Da, mă gândesc. Da, ce legat de voci, noi deja ne simțim. Noi nu trebuie să ne dea tonalitatea, dacă ați observat, noi începem. Poate că nu ne mai mirim întotdeauna tonalitatea care trebuie, dacă începem fără... Dar începem toateodată. Toateodată începem, dacă ați observat. Și când cântăm, noi ne simțim una pe alta. Simțim când trebuie să... Deci aici e ceva dincolo de studiu, de știință, de... Da. E pur și simplu simțim. Familie. Da. Sângele. Sângele, cum se simte? Cum se simte? Chiar așa, sângele. Da, îmi povestesc mai devreme despre cum s-a întâmplat să aveți succes și succesul să genereze și un câștig financiar atunci când mama dumneavoastră a plecat și a trebuit normal, firește, să aveți grijă de fratele vostru și parcă toate s-au aranjat atunci. Da, au venit mai multe colaborări, parcă avea mai multă putere și noi să mai... Am început să ne invite mai mult la mai multe invitații private, că din spectacole la noi nu prea se fac bani, dar din evenimente private, nunți, cumătri și atunci parcă... Noi spunem că totdeauna mama ne ajută de sus. Și până de atunci până acum mulțumim Domnului. Nu suntem artiștii cei mai scumpi, dar noi ne mulțumim cu atât. Da. Mulțumim cu ce este. Adică... Am cântat câți ani? Peste 20 de ani, cred că am cântat fără remunerare. Adică noi n-am făcut-o asta pentru bani, noi am făcut-o pentru... plăcere, da, suflet. Pentru suflet am făcut-o. Se simte asta, pentru că până la urmă asta vă era profesia și fiecare aveați un loc de muncă. Da, noi și acum lucrăm. Noi și acum lucrăm în licee din Chișinău, avem un ansamblu de copii. Pentru că dacă avem timp, de ce să nu facem? Ce să nu... Dar când mai aveți timp? Că nu înțeleg. Păi reușim. Acum Am mai lăsat din câteva locuri de muncă, fiindcă lucram și în 2, 3, 4 locuri de muncă. Am lăsat câte un loc de muncă și așa le-am mai pus niște condiții. Luni, marți, miercuri, dacă lucrăm și ca să adică avem lucru joi, facem ca să... Da, ne facem lucru. Ne facem lucru. Ne facem lucru. Dar să știți că tot de la Tălăcuța vine ideea domnului Andrei Tamazlăcaru, a zis așa că voi, membrii ansamblului Tălăcuța, trebuie să aveți fiecare câte un colectiv folcloric. Și iată, s-a început de aici, de la noi, n-am avut câte unul, am avut mai multe, 3-4 și colective. În toată Republica s-au format mii, sute de colective folclorice. Tot cele mai frumoase. Ce frumos, frate. Deci cumva ați primit educația asta de la domnul Andrei. Și noi trebuia să dăm și copii. Și fiecare și-a făcut... Da. Asta se numește multi-level marketing, asta, adică un sistem piramidal. Da. Revoluție în folclor. Extraordinar. Și acum nu neapărat că sunt numai colectivi de copii, sunt colectivi de tineret, colectivi de bătrâni, care în orice localitate poți să întâlnești un colectiv de maturi care cântă. Se adună seara și învață. Și cântă mai mult din repertoriul nostru. Noi ne bucurăm că adică... Și tinerii din Republica Moldova cântă și ascultă folclor. Am trecut așa pe la nunți și e aproape exclusiv folclor și românesc și la nuntă. Foarte, foarte mult. Și cred că ăsta, uite, e rolul acestui apostolat pe care... Da, dar vă închipuiți copiii de oraș, copiii crescuți la oraș, să iubească atât de mult cânticul folcloric. Foarte mult. Uite, asta nu prea s-a întâmplat în România. Există școli de folclor? Iată, noi cei de la Tălâncuța am făcut. Și noi în repertoriul nostru avem, începând de la Ruța, Cânticul de Leagăn, toți copiii din Moldova, nu știu. Dezmierdări nu ți-au un pic. Dezmierdări? Da, dezmierdări. Așa cum ne dezmierdau părinții, mama, cum ne dezmierdă mama. Dar cine acolo-i mititiel? Puiu mani! Dar cine acolo-i frumușel? Puiu mani! Dar cine acolo s-o supărat? Tita tata! Cine acolo s-o bucurat? Tita tata! Păpunea mami păpune, vin la mama, vin. Cine mami cu conel, cine mami frumușel, odorașul mami, odorașul... Și tot așa.
Ce minunat, eu n-am auzit niciodată de zmerdări. Cine ai făcut? Și eu, hai, Valentina mai are... De jucat copilul. Hai, cântii cât îi leagă. Lui, 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 mama are în braț un pui. Lui, 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 copilul mi-a altunui. Și drăgănel hop, zungai, zungai, za, zungai, zungai, za la mama, da spântânica, da ce la mămica. Hop, zungai, zungai, za, zungai, zungai, za, da mă cuconiță, mă dragă roafiță. Hop, zungai, zungai, za, zungai, zungai, za la mama, vesel drăgăstoasă, pui de om frumoasă. Hop, zungai, zungai, za, zungai, zungai, za, da mititei, frumușei, cumințăi, drăgănei. Hop, hop, zungai, zungai, za, zungai, zungai, za la mama. Hop, zungai, zungai, za, zungai, zungai, za. Tâta mare! Deci copiii noștri nu știu decât aram zam zam. Tâta mare, asta înseamnă... Asta se folosește și la, și la noi. Dar a scris și, când, și cărticele pentru, da, da, pentru copii? Da. Îmi plac numele astea de peste prut. Streașina cu rândunici. Ce frumos da, sună. Sau rămurele, nemurele. Spicuța, da? Popasuri instrumentale, ce mai avem? Da. Astea sunt cântecele cu cărticele cu povești? Sau? Noi lucrăm la grădiniță cu încători muzicali. Scenarii. Scenarii de la grădiniță. Și le-am întrunit în colegiile astea de... Uh-huh. Ne-a ajutat în colaborare cu pentru copii. O scriitoare, Ana Manole. Versuri, cântece... Trebuie să faceți neapărat un CD sau un album cu, sau niște înregistrări pe YouTube cântecele pentru copii. Neapărat. Cu dezmierdări, cu cântece de leagăn și așa mai departe. Și e tare frumoasă povestea asta pe care mi-a spus-o cu domnul Andrei, care a venit și după aceea înțeleg că v-ați căsătorit cu fratele, cu fratele lui Andrei, nu? Da. Păreri de rău, soțul meu de acum nu mai este de vreo 4 ani. Dumnezeu să o odinească. Dumnezeu să ierte. Dar, în schimb, sunt băieții. Uh-huh. Am... E prim balerin la opera din Berlin, da, unul dintre băieții noastre. Dinu Tamaslăcaru, da. Tare frumos băiat. Am citit niște articole despre el. A plecat de mult de acasă? În 2000 a plecat la Viena. De la 16 ani. La 16 ani a făcut studiile la conservatorul din Viena, la balet. Și al doilea an a plecat și al doilea băiat, Radu, tot la Viena. Și iată așa. Dar l-ați văzut în vreun spectacol la opera din Viena? Da. Dar el în București foarte des vine. Da? Nu foarte des. E cum a fost de câteva ori a fost. Dinu Tamaslăcaru. Tamaslăcaru. Tare mă, nu e mult să fiți. El e mândria familiei noastre. Noastre, da. Ce frumos. Da. Prin el și-a realizat visul mama. Bunica, dacă. Bunica. Bunica. Corect, pentru că mama dumneavoastră a vrut să fie balerină, dar a oprit-o tata. Așa. Ce, cum e povestea asta de neam. E incredibil. Dacă stai așa să o privești cu zeci de ani în urmă, pare că... E o înțelepciune de asta, de deasupra noastră și noi ne chinuim în fiecare zi și ne zbatem și... Dar totul pare că are un sens. Mă întrebam dacă atunci când erați micuțe sau cât ați copilărit, uitându-vă așa peste prut, vă imaginați un pod de flori să fie aceeași țară sau ați visat la treaba asta? Dar nu ne povestea bunelul Vladimir? Care a prins România mare. Da. Și el îmi spunea că era un pod la Scule, nu la Scule, mai încoace din satul nostru. Spre satul nostru undeva. Și el mergea cu carul, cu boi, cu harbuși în România. La Iași. La Iași. Da. La Iași. De fapt, ce în România? Mergea în aceeași țară? Da. Dacă era granță, da. Dar ori fi suferit? Atunci era aceeași țară. Ori fi suferit moșii, strămoșii în momentul în care s-a pus sârmă ghimpată pe prut, pe malul prutului? Sigur că da. Cred că da. Au rămas frații partea cealaltă, rudele.
Ce vă spuneau părinții, bunicii? Aveau voie să vorbească? Să... sau se fereau? Nu prea se vorbeau. Nu se permitea să vorbească. Adică, așa, în familie poate puțin mai știam ceva. Familie, da. Da, și apoi ei nu mai discutau toate chestiile astea cu copiii. Prezența noastră. Copiii, da, să știți, copiii, da, au auzit acuși în stradă. Da, dar să știți că bunelul nostru avea o limbă foarte frumoasă. El vorbea cu ce. Ce nu, noi când eram copii, nu. Și vrei tu. Se vorbește avea cu o limbă, și... da, o limbă literară. Literară. Vorbea frumos, de tot vorbea. Ce frumos. Și așa de liniștit eram. Da, cântecelul de la bunelul, nu știu dacă e... Șarabanul. Nu știu dacă e pe CD-ul ăsta sau nu. Aici nu este. Ba da, cred că e, da, e pe al doilea CD. Este pe asta. Pe doi. Asta e cântecelul pe care l-ați învățat de la bunelul dumneavoastră. Cum îl chema? Vladimir. Vladimir. Da. Îi spuneam tătuca. El ne l-a cântat când era pe patul de moarte. Atunci noi eram la începuturi și el... 80 ceva? 81. Da, da. Și el căzuse deja la pat și a adus aminte lucrarea aceasta și ne-a chemat. Veniți că mi-a mai adus aminte un cântec. Se gândea că poate să ne ajute cu ceva. Și atunci ne-a cântat Șarabanul. Și noi de atunci îl cântăm și îl cântă colectivele de copii. Ce mă duc vreau să fie bunelul? Și eu tot timpul le spun la copii. Asta e de la bunelul meu, Vladimir. Hai să-l cântăm un pic. Șarabanu ghinitoacă, la lai la la lai la lai la, și nevasta ghini joacă, la lai la la lai la lai la, lasă-i joașii sărmana, la lai la la lai la lai la, coneu și tofurca, la lai la la lai la lai la, lasă-o joașii sărmana, la lai la la lai la la, hei, coneu și tofurca, la lai la la lai la lai la. Când vedi furca și fusul, la lai la la lai la lai la, audi mormăind ursul, la lai la la lai la lai la, când vedi fusul sfârâind, la lai la la lai la lai la, parcă-i ursul mormăind, la lai la la lai la lai la, când vedi fusul sfârâind, la lai la la lai la la, hei, parcă-i ursul mormăind, la lai la la lai la lai la. Un cântec de glumă. Un cântec de glumă. Da, e și un joc ăsta? Nu e. E doar un cântec de glumă. Ar putea să cânte surorile Osoianu până dimineață și tot nu ar termina repertoriul. Dar în România, când veniți să cântați, care e cântecul la care simțiți pe oameni cel mai aproape? Sau... Știți cum sunt surorile Osoianu? De când eram tineri încă. Ne urcam în scenă. Aveam programul făcut. Stabilit. Noi ajungeam la microfoane și spuneam la băieți, cânticul celălalt, schimbam cânticul din mers. În funcție de public. Oameni. De public. Și acum la fel facem. Da? Poate nu neapărat tot programul, dar unele momente le schimbăm. Când vedem, se cere melodie aceea. Ne-am întors și am... Deja băieții de la Tălâncuța ziceau, nu mai facem noi program cu voi, pentru că voi oricum o să cântați altceva. Dar și deci... cred că astea au mai mare priză la public aici în România. Deci, la Portița la Gheorghiță, Ciobănelul, care am cântat la Oi la Oi, avem o ciobănească tot foarte frumoasă. Dacă o să cântăm mai mult în România, să le placă mai multe cântice. Da, și numai pe CD-urile. Numai pe CD-urile astea două sunt 52 de cântece. Dar v-ați gândit vreodată să vă mutați în România? Nu vreau să... Atâta timp cât este fratele Alexandru alături de noi, noi rămânem... Absolut. Cu toate că Iașul e mai aproape de... Satul nostru de Maștână. Decât Chișinău. Așa este, da. Da, da. Sunt câțiva kilometri acolo. Da, vedeți, noi nu locuim în sat. Apoi, asta e...
Dar cum, spuneți-mi, cum vă petreceți verile în sat? În continuare. Acum, ați făcut o casă mai mare? Sau e... Nu, avem casa părintească, în care am crescut noi, da? Acolo e casa noastră. Câte, e destul de mare. Mare, nu? A, destul de mare, are 7 100 de camere. Ai 10 pe 10. 10 pe 10, așa, o casă destul. Uh-huh. Și mai avem încă o căsuță așa mai micuță, noi zicem căsuța cu povești, acolo sunt două odăi. Chiar că au căsuță de povești, da. Copii. Am văzut, da. E minunat. Și avem un beci foarte mare, așa mai deosebit. Nu are nimeni așa. Înainte tata ținea acolo butoaiele cu vin. Da. Acum nu mai sunt. Vin nu facem, dar vin avem. Da. Așa că vă iau. Avem casa bunieilor. Da. Într-o parte de casa noastră, casa bunieilor. Și în cealaltă parte avem muzeul. Muzeul nostru. Muzeul l-ați ridicat de la zero? Nu. Exact aceeași casă. Ca și a noastră. Numai că au locuit rude de-a noastră. Acum nu mai este nimeni acolo. Dar acolo au fost cândva pământurile noastre. A bunilor. Și ne-am cumpărat casa. Ne-am răscumpărat într-un fel. Și se poate vizita muzeul? Da. Sau doar când sunteți dumneavoastră acolo? Nu, oricând. Nu numai că este numai o persoană care are cheie. Dacă trebuie. Cum se numește dacă vor oameni? Muzeul Surorilor Osoianu. Muzeul? Muzeul. Fălești. Am înțeles. Și se poate vizita în orice zi, mai puțin... Orice zi. Da, ai ce vedea acolo în muzeu. Ce-a spus acolo? Ce tezau? Am adunat foarte multe lucruri din sat. O cameră cu instrumente. Și din împrejurimi. Da? Avem covoare, prosoape, toate instrumentele muzicale a noastre. Le avem în muzeu. Și mai multe. Alea pentru care părinții au făcut mari sacrificii ca să vi le ia. Da. Acum le-am aranjat așa. Păstrăm rochia din mireasa mamei în muzeu. Oh. Avem cuptorul acolo, așa cum este, cum era cuptorul, așa și este. Primele noastre costume naționale. Da, era tradiția asta în Moldova ca fetele să poarte aceeași rochie de mireasă cu mamele? Nu. Pur și simplu noi am păstrat-o, dacă ne eram mici, o îmbrăcam. Și cam cu ea și cam... Asta e. Dar oricum, e important că ea este și o păstrăm. Ce frumos! Și avem un festival al nostru, al Surorilor Osoianu. Când se întâmplă? Iată, vara aceasta vrem să facem ediția 6-a, pentru că din cauza pandemiei am făcut o pauză de 4 ani. Încă nu știm exact... Cred că da, că dacă s-a vorbit la nivel de minister, de acum o să fie. Acum vara, în iunie, cred. Trebuie să stabilim ziua și data. Mergem să filmăm în satul Surorilor Osoianu, la Horești. Mergem să facem un podcast la vara acolo. Neapărat. Wow. Când ies roșiile alea, am văzut că aveți roșii de alea mici și gustoase. Da. Nu știu, se numesc cherry sau nu sunt? Noi le spunem noi roșii sălbatice. Roșii sălbatice. Uh-huh. Sau patlăgele sălbatice. Gustoase, nu? Foarte gustoase. Mirositoare. Mai ales în borcan la murături. O, super. A, le faceți gogonele? Le facem așa. Dar ele sunt micuțe, da. Da? Roșii murate? Deci roșii coapte? Alea micuțe, da? Da? Pus în borcan și le pun la borcan la murat. Sunt extraordinar de gustoase. Dar o rețetă de acasă nu mi-ați... Nu vrea nimeni să... Maricica. Ce mâncare vreți să vă spun? La ce rețetă? Hai nu, plăcinte faceți, nu? Ce pregătea mama. Ce pregătea mama și ce pregăti și dumneavoastră? Iată să vă spun ce pregătea mama, gustos și n-am mai văzut nicăieri să se pregătească. Tocăniță din patlăgele verzi. Din, ca și cum ar fi roșii verzi. Roșii verzi. Adică se iau, se fierb. Se pun roșiile astea verzi și mai pun câteva roze, așa, roșii, un pic să dea în... Se fierb, după care se fijița asta se decojește, da? Și pun în tigăiță, ceapa, pe un fundișor așa, mărunțim, da. Și punem smântână cu un pic de făină și... Piper, sare. Fără carne și fără nimic și e foarte gustoasă. Și cum la mine stă acum la mine stau acum la balcon un pachet de roșii din alea. Așteaptă să o pregătesc. Ce frumos. Marcica, vă promit că dacă veniți, vă faci tocăniță de roșii verzi. Așa. Și cum o măliguță ca să mă dau de adora. Mă măliguță o să o fac cu Valentina. Și dacă mai găsim și vin deja la roșu, ei...
Jezeamă. Avem în beci. Bine găsim. Nu știu cu din noi, dar e... Nu. Și pe malul dumneavoastră și pe malul, și pe malul celălalt chiar. Apropo de vin, eu am ceva de pe malul nostru. Sunt oamenii care sunt alături de noi de aproape de când a început podcastul. Beciul domnesc, care are Podgoria Huș, de unde ies unele dintre cele mai bune vinuri, peste mal de satul natal al surorilor Osoianu. Ăsta e un Sceptrus, Pinot Noir și Cabernet Sauvignon din Podgoria Huș a companiei Beciu Domnesc. Am zis să nu vă dau 5 sticle, că după aia o să fie adevărate toate bancurile despre femeile din Moldova. Așa că vă dau o sticlă de roze. Mulțumim. Vă las aici pe masă, să o duceți în Moldova, care are iarăși niște podgori, niște vin, niște... Făceați vin acasă? Făcea tata? Da, tata. Foarte mult vin. Cred că ne-a crescut. Vindea vin și așa făcea mult bani. Rezolva probleme. Serios? Așa rezolva problemele, da. Pentru că noi aveam tata făcea foarte mult vin și atât în luna august vindea vinul ăsta. Toată lumea. Toată lumea, dar în sat, la noi. Sau vineau și îl cumpărau. Cumpărau. Cred că începeau pe la fabrici. Dar l-ați auzit vreodată plângându-se de bani pe tata sau să împrumute, să vă iau un instrument muzical sau ceva? Vindeau ori purcei, ori... Da, și purcei vindeau. Un vițeluș. Mai era prin o gradă și ne cumpărai instrumente muzicale. Pe care le aveți în muzeu încă. Da, da, le avem. Tare frumos, trebuie să fie acolo, trebuie să ajungem neapărat. Și pentru că întâlnirea noastră e... Pe 1 decembrie o să vă rog, dacă se poate, să vă gândiți la un cântec de neam, la un cântec care credeți că poate să caracterizeze popor, conștiința poporului ăstuia, neamului ăstuia, neapărat popor. O doină. Aceeași întrebare ne-a pus-o și cineva iar caracterizează. Sau da. Bună dimineața. La ue. Îmi plac negocierile dintre dumneavoastră. Dar până la urmă ajungem la un numitor comun. Dar am văzut că nu aceeași soră se impune mereu. Adică... Eu cred că Valentina se impune. A, nu. Dar nu vreți să ghine doamne mă trei? Nu. Aceea e jale. Haideți. Aceea a cântat-o la Deva, nu la Deva. La oi, la oi, măi Ioane, nu la fetii sub obloane, că tăcerile astea ale mele de la finalul cântărilor dumneavoastră sunt de fapt niște aplauze ale sufletului. Vă foarte, foarte mulțumesc. Mi-am adus aminte în timp ce cântați că a spus că ați cântat inclusiv la mormântări. Da.
Și asta nu e o, nu e o rușine, face parte din trecerea, moartea face parte din trecerea vieții. Am avut un prieten foarte bun, Anatol Codru. El a fost și regizorul unui film de-al nostru, Tălâncuța, și a lăsat testament că el vrea să audă ciobănelul la dânsul la mormântare. Și mi-ați cântat mai devreme. Da, da. Și când, în momentul când ne-a spus soția lui că este testamentul, voi dacă vreți cântați, dacă nu, nu vă impun. El, de fapt, noi am zis că o să-l cântăm. El, de fapt, zicea mai înainte când... Da, când ne filmam noi. El spunea, voi la mine, la mormântare, o să-mi cântați ciobănelul. Și noi, tot timpul ziceam, doamna Nator. Ei, și în afară de ciobănel am făcut și bocetul propriu. Și am cântat. Melodia propriu. Am mers. A bocetului. Și în testamentul lui s-a descoperit că era scris că... Vrea să-i cântăm la mormântare, să-i ciobănelul. Da, a venit un regizor de la Moldova Film. Nu ți-am minte cine era atunci, cine a venit la noi. Olărescu. A zis că iată, este în testamentul lui, că trebuie să cântați. Adică dacă, doriți. Nu, dar mi-a sunat băiatul lui, mi-a sunat și... Și v-ați prezentat acolo. Da, și am cântat. Ciobănelul și un bocet. Acolo chiar la groapă. Chiar la groapă. Dar din cât a studiat folclorul, ce înseamnă boci? Că multă lume... vorbește așa, la mișto, despre obiceiurile astea. Repet, moartea face parte din trecerea vieții. Ce e bocetul pentru folclorul românesc? După cum spunea domnul Andrei Tamazlăcaru, asta tot este un element din folclor, bocetul. Pentru că noi când mergeam în expediții, chiar mergeam la, dacă în satul acela era o mormântare, noi mergeam la mormântare. Și acolo... De obicei, unele sate au bocitoare profesionale, da, care cântă. Profesioniste, da. Și noi înregistram bocetul. Și cam aceeași melodie. Domnul Tamazlăcaru stătea sub cu microfonul să da, vadă lumea. Da, ca să n-audă lumea. Și a studiat domnul Tamazlăcaru și a observat că bocetul, numai cuvintele se mai schimbă, dar melodia melodică rămâne practic aceeași. La toate... Bocitoarele care, da, e aceeași melodie. Și noi avem melodia asta, repertoriu. Că la mormântări nu numai bocitorul, numai bocitoarele bocesc. Bocesc și cei care... Bocesc, fiecare legea lumea, dar și ea pe cineva. Noi am cântat un bocet într-un spectacol, da? Da, Belciugul Mirelui este așa un... De la Cluj au fost la noi în Chișinău și noi am participat într-un spectacol la teatru de operă, au făcut cum se numește, Belciugul Miriam, și mai acolo am avut un bocet. Până la urmă, bocetul, cred că e felul poporului ăstuia. De a spune că plânsul e până la urmă durerea, e până la urmă terapeutică. Nu poți să treci decât prin durere în astfel de momente De ce se spune că... grele. Mai bine plângi și o să te liniștești, o să te calmezi, o să-ți treacă. Dar tot noi românii avem și vorba asta, nu plânge, să nu plângi și așa mai departe. Nu e bine să nu plângi. Nu, trebuie să plângi. Te eliberezi. Care plânge cel mai ușor dintre noi? Eu acum m-am mai prins așa, dar... Eu pot să plâng foarte repede. Dacă începe una plânge... La noi toate plâng. Prin simpatie. Dar noi vrem să plângem doar de bucurie și asta vă dorim și dumneavoastră. Când ați plâns ultima oară de bucurie? Ai, Doamne. La un concert, dacă ați avut un concert de ăsta în care să simțiți o eliberare de asta supremă. Da, chiar ultimul spectacol la Palatul Național cu lupii. Da, a fost un spectacol. Ăsta cu lupii, Luca Lancea? Da. Chiar a fost un spectacol frumos. Și a simțit împlinirea supremă. Da. Toată munca asta de 40 de ani. Simți că inima parcă plânge așa, dar de bucurie. Ce frumos. Și cum vă place să sărbătoriți? În afară de o cafeluță băută pe scară, ori la una, ori la cealaltă în apartament. Reavem timp. Nu aveți timp, nu? Nu credeți că nu sărbătorim. Sărbătorim. Da. Ne facem timp și pentru asta. Ne adunăm noi la fratele, de obicei la fratele ne adunăm. Acolo și toate sărbătorile chiar acolo le facem. În căsuța fratelui. Eu, căsuța mai mare. Da, în căsuța fratelui. Mă uitam pe CD-ul ăsta, melodia asta, astăzi beată, mâine beată,
Multă lume a comentat-o, a judecat-o, da. E o glumă. E o glumă. Da, un cântec de glumă. Până la urmă, un cântec de glumă. Asta tu la ei, sau doamna? Da, noi la ei. Era într-o expediție. Într-o expediție. Doamna la ei a fost. Păi sunt și cântece de glumă, nu neapărat trebuie să cânt mai de jale. De... Adică, vă zic, noi am încercat să cât mai mult genuri. Cât mai multe genuri, cât diferite să fie. Un repertoriu mai divers. Eu vă mulțumesc tare, tare mult. Cred că această emisiune, pe lângă faptul că e plină de însemnătate, de sens, cred că e unul dintre podcasturile care rămâne document peste ani și ani, despre cât de plin de mesaj este folclorul ăsta al neamului și cred că faceți parte din tezaur. La cât ați muncit pentru păstrarea și continuarea acestui cuvânt vorbit, cântat, acestui suflet rostogolit peste secole. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc și noi pentru invitație. Sper ca data viitoare să ne vedem la Horești. Pe malul celălalt al Prutului, ori la festival, ori înainte de festival, să facem un podcast de promovare. Băieți, vreți să ajungem acolo? Și pe final să cântați ce vreți dumneavoastră, ori la masa, cum e? Binișa de mese mele. Binișa de mese mele, ori ce vreți. Cu refren. La 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 Mulțumim. Un pic paham sus, dar data viitoare o să-mi ia fluierul. Mai tragem o dată dacă vreți. Asta a fost doar o probă. De fapt, podcastul începe peste 5 minute, luăm o pauză și vă mulțumesc. În numele neamului, vă mulțumesc că mi-ați făcut una dintre cele mai frumoase zile de 1 decembrie. Mulțumim și noi. O mare unire. Și cum scrie pe CD-ul ăsta Andrei Tamaz Lăcaru, care până la urmă e omul ăla providențial care a avut rol în ceea ce înseamnă proiectul ăsta, apariția surorilor Osoianu nu este pur și simplu o întâmplare genetică, ci o proiecție hiperbolică de sus. Ele sunt darul neamului nostru de la Dumnezeu. Mulțumim fain să aveți un 1 decembrie fain și simplu și să facem împreună, indiferent pe ce maluri, tabere, interese ne aflăm, să facem o Românie faină și simplă.